Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Mă numesc Tegaro Roxana, am 38 de ani, vin din Italia, Milano. Eu îl iubesc pe Scarlătescu, că am auzit că e burlac. Eu nemăritată, el nemăritat. Am rămas și pe aici fără muncă. Bar să mă ias măcar să spăl vasele, să fac ceva, că dacă nu mai pot să mă mai întorc în Italia. Am venit acum 3 săptămâni să fac preselecția. Am rămas în carantină 15 zile, e normal. Precauțiile trebuie luate, s-au anulat avioanele, n-am mai putut să plec. Mulți zic că e destinul că trebuie să rămâi acasă. E posibil. Sau poate destinul m-a dus la ceva. Nu se știe niciodată. Da, este posibil. Nu m-am întors până acum în România pentru că am fiul meu acolo, care merge la școală acolo. În Italia am plecat acum 21 de ani, anul acesta. La baristă. Practic 21 de ani de când sunt acolo, nu știu să fac altceva, deci... Tot timpul am lucrat ca baristă. Sunt foarte nerăbdătoare să ajung în fața lor, să ascult comentarii și să sperăm că nu mă pierd. Eu merit 3 cuțite. Le merit după 14 zile de carantină. N-am putut să beau nici măcar un pahar de vin afară cu prietenii. 3 voturi este numărul maxim pe care îl poate primi un preparat. Ca să atingi această performanță, trebuie să pui pe masă un preparat mai presus de toate, cu un gust senzațional. Șefii la asta speră de fiecare dată cu inima deschisă și veselă. Cine este? Hola, mami, eu soy Angelo de la Luz. Aici. Un desert. Negres. Cu frișcă. Cu frișcă. Negresă cu frișcă. Negresă cu frișcă. Negresă cu frișcă. Aia e, tată. Tată, frișca e, negresa e. Nici nu gust și vă zic cine e. Ia zi. Cine? Hai. Un italiano vero. De ce, mă? Ia zi. Pâinea de sub mușchi de vită e mișcare italienească. Porcini, 100% italienesc. Frunza de salvie. Deci Italia era... toată ziua. Uite, bă, de aici, că n-are... Băi, Italia, Italia. Italia, Italia, Italia. Doar a fost în vizită. Păi, bă, frate, n-au închis, mă... Am închisat, dar suntem în martie, mă. Granițele sunt închise de mult. Păi de asta zic. Păi n-avea cum să vin acum de 10 zile, îți dai seama. Opa, opa, opa! Hai, hai, hai. Opa! Ce, mă? Nu pot să credere. Tăiați, mă, mușchi de vită la jumate, mă, și l-am o să-mi vedeți și voi. L-am tăiat, mă, și ce e, un mușchi de vită? Așa, și? Etena. Culoarea mușchiului de vită este foarte frumoasă. Tu ai gustat, zici că a pus făină în sus. Nu am pus făină, nu am pus făină. E parmezan? Nu-mi place pâinea, în schimb. Pâinea aia e rea. Avem așa, un mușchi de vită, porcini, da, ciuperci, un sos de parmezan, un cuton de pâine și un mușchi de vită. E vreun preparat special prin Italia asta? Era în anii 80. Deci este în vârstă. Deci e gata. Deci e un bucătar pe vechi. E old school italiano, da. Da. Old school italiano. E, da, hai. Că m-a sărit agitația. Preparatul este cantre. Întrebi să serveau din asta. Bune, păi, sincer, preparat de vinte simplu, este foarte ușor. Foarte bine mușchiul de vinte. Păi, e ok. La porcini parcă așa avea o problemă că nu le-a făcut mare lucru. Păi ce să le facă, mă? Le-a sotat cu parmezan și cu rozmarin și cu un pic de usturoi. Ce, ce poți să le faci la porcini? Ce să le faci? Mi-e place crutonul, să știi, adică asta cu pâinic, păi, așa e. Ei, italienii ăștia n-au ajuns ei peste tot degeaba. Mai puțin sos. Deci, pe bune, n-au ajuns degeaba peste tot. Mâncare cinstită de vreme. N-ai... Chiar că e cinstită, nu sunt pretențiile, bravo. Ba, pretențiile francezești. Antonio, a zis o vorbă mare, mâncare da, cinstită. Bă, nu sunt pretențiile francezești. Bunicul, bă, bunicul. Bunicul. Pe gust. Gust, bă, gust. Bă, dacă făcea sosul ca lună, jur îi dădeam și un... Da, nu mai pot. Îmi sare emoția. Ia, mă, fii atent, că-s curios tare cine e în spatele acestei farfurii. Italiano vero. Solo italiano, bom. Salut! Da, okay. Italiano vero. Bună seara! Bună seara! Sau bună seara! Bună seara! Hai, mă, că e italian, că vedeți, da. Gata.
Mă cheamă Roxana și vin din Roșiorii de Vede. Okay. O cunoști pe Gina Pistol de când erați mici? Nu. Da, dar ai auzit ce a zis, nu? Ai zis că vine de la Milano. De cât timp stai în Italia? De 21 de ani. De ce? Pentru că în momentul când eu am plecat în Italia, viața în România era foarte diferită de acum. N-am plecat de aici, cum alții au ajuns acolo și vezi, Doamne, ei în România stăteau bine. Să nu ne mințim. Că eu nu cred că cineva pleacă pentru că stă bine în România. Eu aveam problemele, tatăl meu pierduse locul de muncă, rămăsese decât mama mea cu 3 copii. Acolo puteam imediat să încep munca. Și ușor, ușor, i-am adus și pe ei mei și așa ne-am stabilit toți acolo. M-am căsătorit la imediat, puțin după. Imediat? Nu vă faceți probleme, că eu am întrebat pe pentru ce dumneavoastră, că okay. Sunt văduvă. Hai, Cătăline! Nu, eu glumesc. Copii aveți? Da, am un băiețel de 16 ani. A, e bine, mă, gata, nu mai stai să schimbi scute. Păi da, vedeți, nici nu mai trebuie să vă chinuiți, exact. Să-l creșteți. L-am crescut eu deja, eu l-am făcut, eu l-am crescut. Gata, m-ai scăpat o grijă, ce ai? Nu e bine? Păi... A, m-am prins. Soțul a fost bucătar. Nu. Soțul meu l-am cunoscut. Eu munceam la bar, el per timpul acela făcea gardă de corp și am stat căsătoriți 16 ani. De-a lungul anilor cât am stat în Italia, am început cu un băruleț mai mic. Afacerea mergea foarte bine. Greșeala mea a fost că la un moment dat eu am lăsat toată gestiunea cum ar veni în mâinile soțului meu. Și de acolo au luat lucrurile razna. Soțul meu nu plătise taxele la stat, iar statul a decis ca lucrurile să fie puse la licitație. Așa am renunțat la bar. Am divorțat după ce am aflat că casa a fost pusă la licitație. Deci în momentul când eu rămâneam pe stradă, rămâneau pe stradă și mama și tata. Cu ajutorul fraților mei, un pic cu ajutorul prietenilor, am reușit să... strâng 10% din valoarea care era de dat la licitație să o răscumpăr cum ar veni, pentru că plătesc banca. Deci am răscumpărat. Când a văzut că m-am pus pe picioare, a avut foarte frumoasă idee de a se duce la ANAF și a declarat că a muncit pentru mine și mi-am făcut carte de muncă. Și astfel mi-a făcut o amendă de 32.000. Și am reușit să fac rate și ușor, ușor am să-mi plătesc și amenziile care le-am luat. Și acum copilul dumneavoastră este acolo. Copilul meu este acolo, da. Și nu l-ați mai văzut de cât timp? Nu l-am mai văzut de 3 săptămâni. Bine, îl văd în videochiamate și așa. Cântă și el pe balcon? Nu, unde au cântat italienii nu erau în părțile noastre, erau la Napoli. Ei la Napoli au chestia asta ca da, știi ce frumos, de a se distra. Ce frumos cântă Scărlătescu? La balcon? Da? Vai de mine. La balcon, sub balcon. Corect. Putem să facem Romeo și Julieta. Eu stau la balcon și dumneata cânt de jos. Așa mai sunt italian, e de la Napoli. Zi-mă, Cătălin. Nu știu, bă, că nu înțeleg. Cătălin. Ce nu înțelegeți? Hai că ți-e și bătaie dacă nu înțelegi. O să aveți de muncă cu el, că el nu prea înțelege multe. Da, deloc. Adică și se lasă și foarte greu, da? Mai ales de când are statuie. Nu prea seamănă cu domnul Scărlătescu, e? Nu seamănă cu nimeni. Cum să nu seamănă cu mine? Adică e mai frumoasă statuia. Vreți să puneți piatra aia cu domn Scărlătescu? Dar ce are Scărlătescu? Că dacă, nu știu, adică, că a fost ce are de toată lumea zice că e frumos? Contează de a avea gesturi, de a ști cum vorbi, de a... chestii dintre astea. Și în afară de asta, afară poate figo. Și dumneavoastră ați fi, și dânsul ar fi. Dar chestia e că dânsul e singur și e normal că se întâmplă chestiile astea, nu? Are și ea dreptate. Da, acum pot să înțeleg. Adică atâta timp cât ai ceacrele închise și canalele închise, bă, e normal, nu mai... Gravitația, băi, da, mă, gravitația este de partea ta, am înțeles. Da. Gata, am înțeles. Ce să fac, mă, Nați? Bun. Acum.